pietre. Astea de aici? Unde mergem? La mare! Nu v-ați încurcat deloc. Hai să mergem. Dacă te neci în mare? Nu, Doamne! Dacă nu știi mânăta? Eu am făcut deja la râu și știu. Aha, bun. Dar în mare se notă altfel. Și ce? Nu arăt tot aceea. Fii atent că trebuie să fii cu grijă să nu te ducă valurile departe. Nu merg departe de părinți. Stai aproape de noi, da? Da, Sofie? Ești pregătită? No, haideți odată! Ai pus apă! Mamă, ce caldă! Se topi! Stai că vedem imediat plaja. O găsim oare? Da, pe patru ani le avem. Unde să vin, Sofia? Pe plajă. Tu nu te mai bagi în mare astăzi, că tu șești. Ia acolo. Tu șești că m-am înnecat. Hai, mami, să vezi. Uite, dar știu. Aici am fost noi la luna de miere. Nu mai știu, dar nu erau de aia să te făcut. Foarte frumoasă priveliștea de aici. 13, 14, acum cum de mi-l dă pe aici?
E foarte frumos, se vede de aici, dar nu e ce ne place nouă și ce ne trebuie nouă. Să mergem la altă plajă. Cea la care am fost ieri. Am venit la o plajă mai de care am auzit noi de la local, nici așa, dar la fel de multe umbreluțe și aglomerație, așa că ne întoarcem unde știm că e chiar foarte puțină lume și foarte puțină aglomerație și foarte puține umbreluțe și așa încât să vezi și marea, mătă de o umbreluță. Nici nu știu de unde fac rost de atâtea umbreluțe, oamenii ăștia, tu serios. Păi ia că le-au făcut din stuf. Na, și la copii nu le convinge, bineînțeles, că doar ei se gândeau că acum intră în apă. Ia ce îmbucnată. Am venit la mare se... și nu stăm să ne băgăm în apă? Da. Păi o să ne băgăm după ce ne găsim locul, că am umblat pe la Decathlon astăzi. Mergem? Ce faine, care pietre? Astea de aici? Sunt faine, dar ținu pietrele, îți plac. Îți place apa. Hai să mergem acolo unde știm că ne place. Unde ce? Hai. Uite pescărușul. Ce urât pleoscă e noaptea. Ești gata? Da. Ce prins cu aia? Scoici. Fu, dar alea nu se mișcă, alea nu trebuie să fugi după ele. Știu. Ia, ia, ia. Și azi, ce mai mult? Cine-mi fură? Cine-mi fură lopata? Avem sens giratoriu, știați? Păstrează-ți banda data viitoare! No, sari! Cum e apa? Caldă? Da. Ia, direct în gură! Hai să vedem. Deci, vis odată aparate din alea ca să curățați marea. Așa că pune-te la treabă. Și pescuiește toate algele. Meduzele te înțeapă? Nu știu. Dar dacă te înțeapă, să-mi spui și mie. Du-te.
Uite una s-a oprit. Dar smorche? Hai mai aproape. Ia una pe. Ce le arunci, mă? Uite. O să se lege ecologiștii de noi că ce le facem la meduzele astea? Da, de fapt noi le salvăm. Că ele au eșuat pe plajă și acum le aruncăm mai încolo. Nu știu, e vie? Cred că e vie. Dar are tentacule. Să atinge, așa. E vie? De acum, dacă o veni pe plajă, ia uite, astea, prin filtrele astea culege apa și bacterii din apă, presupun. Și așa trăiește. O eliberăm. Dar nu mai arunca, că nu ai pentru ce că e moarte, aruncă pe ce mai. Nu știu dacă-s moară. Să mere să ne batem în apă, Victor. Dragilor, e a doua zi doar de când suntem la mare și nu prea avem ce filma tare mult pentru că distracția e cam aceeași. Ne batem cu alge, ne batem cu apă, ne batem cu nisip, ne aruncăm în apă, ne bălăcim. Mai mult e treaba joaca copiilor, pentru că noi deja, eu vă să vă spun drept, eu m-am săturat de mare. Eu m-aș duce acasă la capră, la diboliță, să stau la umbra unui copac. Aici te bate soarele în cap toată ziua și n-ai altă satisfacție decât că-i vezi pe ăștia cum să lotocesc. No. Eu, după mine, se putea lotoci și într-un ligand, dar... Bă, s-au vrut să-i aducem la mare. Ei bine, dacă v-a plăcut video de astăzi, neapărat să ne scrieți un comentariu, dați acolo cu un like pentru algoritm și vă mulțumim pentru vizionare, vă salutăm și ne vedem data viitoare!